de înnoire simbolică a timpului calendaristic în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie este numit îngropatul anului sau, mai recent, Revelion. Personificarea soarelui, anul este numit an vechi înainte de miezul nopții de Revelion și an nou după miezul nopții. Divinitatea anului se naște, crește, îmbătrânește și moare împreună cu timpul calendaristic pentru a renaște după 365 de zile, respectiv 366 de zile în anii bisecți. Sfinții calendarului popular, metamorfoze ale anului, sunt mai tineri sau mai bătrâni, după șansa avută de aceștia la împărțirea sărbătorilor. Sânvăsâi, celebrat în prima zi a anului, este un tânăr chefliu care stă călare pe butoi, iubește și petrece. Dragobete, fiul Dochiei, reprezintă zeul dragostei pe plaiurile carpatice. Sunt Giorzul, sunt Toaderul, sunt tinerii călări pe cai, sunt Ilie și sunt Medru, sunt maturi. După ei urmează generația sfinților moși, Moș Andrei, Moș Nicolae, Moș Ajun și Moș Crăciun. Întoarcerea simbolică a timpului în această noapte este asimilată cu moartea divinității adorate, iar reluarea numărării zilelor cu renașterea acesteia se arată în volumul Cartea de Crăciun de Sorin Lavric, editura Humanitas 1997. În satele românești, cete de flăcăi se pregătesc pentru urat, respectând datinile și obiceiurile din timpul sărbătorilor de iarnă. În ajunul noului an, penserat își fac apariția mascații. În satele bucovinene se obișnuiește ca mascații să umble în ceată care reunește personaje mascate, ursul, capra, căiuții, cerbii, urâții, frumoșii, dracii, doctorii, ursarii, bungherii și alții. După lăsarea serii, ceata cea mare se fărâmițează, iar grupurile rezultate încep să meargă din casă în casă până la răsăritul soarelui, atunci când anul nou își intră în drepturi. Umblatul cu capra ține de regulă de la Crăciun până la anul nou. Măștile care evocă la Vicleim personaje biblice sunt înlocuite aici de masca unui singur animal, al cărui nume variază de la o regiune la alta. Cerb în Hunedoara, capră sau țurcă în Moldova și Ardeal, boriță în Transilvania de Sud, în Muntenia și Oltenia, capra este denumită brezaia din cauza înfățișării pestrițe a măștii și obiceiul se practică mai ales de anul nou. Capra se alcătuiește dintr-un lemn scurt, cioplit în formă de cap de capră, care se învelește cu hârtie roșie, peste care se pune o altă hârtie neagră mărunt tăiată și încrețită, sau se lipește o piele subțire cu păr pe ea. Obiceiul umblatului cu ursul este întâlnit doar în Moldova de anul nou. Ursul este întruchipat de un flăcău purtând pe cap și umeri blana unui animal împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roșii. Masca este condusă de un ursar, însoțită de muzicanți și urmată adesea de un întreg alai de personaje, printre care se poate afla un copil în rolul puiului de urs. În răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului și ajutată de un ciomag, masca mormăie și imită pașii legănați și sacadați ai ursului, izbind puternic pământul cu tălpile. Semnificația este purificarea și fertilizarea solului în noul an. De anul nou, un loc aparte îl ocupă colindatul și cetele de colindători care, după ce fac urări de sănătate, belșug și bucurie, primesc în dar colaci, vin, cârnați și uneori bani. Strigatul peste sat este ceremonialul nocturn al cetelor de feciori pentru judecarea publică a celor care au încălcat regulile comunității. Cocoțați pe dealuri, movile, copaci sau acoperișuri, ei biciuiesc prin versuri fetele bătrâne, flăcăi, tomnatici, femeile care fac farmece și descântece, lene și hoții sau bețivii. Acest dialog este așteptat de întreaga comunitate, încheiindu-se cu formula cele rele să se spele, cele bune să se adune. Pentru curățarea relelor și alungarea spiritelor rele, obiceiul este însoțit de aprinderea focurilor, precizează cartea amintită. În prima zi a noului an de Sfântul Vasile se crede că cerurile se deschid, că rugăciunile sunt ascultate și că animalele vorbesc cu glas omenesc. Tot atunci se merge cu plugușorul și cu sorcova, obiceiuri ce invocă prosperitatea și belșugul pentru gospodăria celui care primește colindătorii. Se spune că aceia care nu primesc cetele de colindători vor avea necazuri și sărăcie în anul ce vine. În ajunul anului nou, în Moldova, cete de flăcăi și de bărbați de curând însurați merg cu plugul. Străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă, trecut printr-un rit de fertilitate, plugușorul a ajuns o urare obișnuită de recolte bogate în anul care abia începe. Textul este în excelență o narație privind muncile agricole, recurgând la elemente fabuloase. Începe cu aratul, fiind urmat de semănat, îngrijirea plantelor, recoltat și adusul boabelor în hambare. Plugușorul este întotdeauna însoțit de strigături, pocnete de bici și sunete de clopoței, dar plugul adevărat tras de boi a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai ușor de purtat sau de buhaiul care imită mugetul boilor. La sate, plugușorul este însă extrem de complex, iar alaiurile care merg din casă în casă duc cu ele chiar un plug. Semănatul este un obicei agrar structurat după modelul colindelor și practicat de copii în dimineața zilei de anul nou, după încheierea plugușorului. Colindătorii, purtând traiste de gât încărcate cu semințe de grâu
secară, orz, ovăz, mai rar cu porumb, intră în case, aruncă boabe cu mâna, imitând semănatul pe ogor și urează gazdelor sănătate și roade bogate. Ei sunt răsplătiți cu mere, colaci sau bani. După plecarea lor, gospodinele adună semințele și le duc în grajdul vitelor pentru a fi sănătoase peste an. Un alt obicei de anul nou, umblatul cu sorcova, reprezintă bucuria copiilor, care poartă o crenguță înmugurită de copac sau o sorcovă confecționată dintr-un băț în jurul căruia s-au împletit flori de hârtie colorată. Numele de sorcovă vine de la cuvântul bulgar surov, care însemna verde fraged, aluzie la ramura abia îmbobocită, ruptă odinioară dintr-un arbore. Înclinată de mai multe ori în direcția unei anumite persoane, sorcova joacă întrucâtva rolul unei baghete magice, înzestrată cu capacitatea de a transmite vigoare și tinerețe celui vizat. Testul urării, care amintește de o vrajă, nu face decât să întărească efectul mișcării sorcovei. Sorcova era confecționată la început din una sau mai multe rămurele de pomi fructiferi, precum mărul, părul, vișinul, prunul sau trandafirul, tăiate și puse în apă la înmugurit și înflorit în ziua de Sfântul Andrei sau de Moș Nicolae. Apoi, sorcova, simbol al vegetației de primăvară, a început să fie realizată dintr-o nuia cu rămurele împodobite cu fire colorate de lână, cu beteală și cu un fir de busuioc în vârf. În Bucovina, sorcova are atașat și un clopoțel. După terminarea colindatului, sorcova se păstrează peste an ca un lucru sfânt, agățată de peretele de la răsărit al casei, la icoană sau un alt loc curat al gospodăriei. Sfântul Vasile este totodată unul dintre cei mai importanti sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat păzitor de duhuri rele, este sărbătorit mereu cu urări și petrecere, considerându-se că, așa cum este musafirul din această zi, bogat sau sărac, așa va fi omul tot anul. Numele Vasile este foarte răspândit în toată lumea creștină. Acesta provine din grecescul Basileios, care la rândul lui înseamnă rege, împărat, Bazileu. Latinii l-au redat prin Basilius. Anul nou începe așadar cu sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe și unul dintre cei mai mari teologi creștini. Sunt o serie de tradiții și obiceiuri transmise în popor în legătură cu această zi de sărbătoare. În ziua de Sfântul Vasile cel Mare este bine să vergi vin pe masă, să spargi un pahar alb, să răstorni cutia cu chibrituri sau să dai de pomană unui om sărac ca să ai noroc tot anul. Tradiția populară mai spune că ai noroc dacă prima persoană care intră în casă de 1 ianuarie este bărbat. Sfântul Vasile cel Mare a trăit între anii 330 și 379, în vremea împăratului Constantin. Sfântul Vasile s-a născut în Cezarea Capadociei, din părinți credincioși și înstăriți Emilia și Vasile, tatăl său fiind dascăl în cetate. Iubitor de învățătură și înzestrat prin carte, Sfântul Vasile și-a îmbogățit cunoștințele învățând în școlile din Cezarea, Bizanț și Atena, la cea din urmă cunoscându-l pe Sfântul Grigorie de Nazianz, cu care a legat o strânsă prietenie. A fost înălțat la rangul de arhiepiscop al Cezareei în anul 370, în vremuri grele pentru biserică. Între scrierile sale de mare importanță teologică la loc de cinste, este liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Sfântul Vasile este primul ierarh care a întemeiat pe lângă biserici aziluri și spitale pentru săraci, o leprozerie și un așezământ pentru recuperarea prostituatelor. A murit în data de 1 ianuarie a anului 379, când încă nu împlinise 50 de ani, intrând în istoria creștină cu numele de Sfântul Vasile cel Mare. La români, anul nou marcat în noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie se numește Revelion, dar și seara Sfântului Vasile. Se spune că în noaptea de Sfântul Vasile cerul se deschide de 3 ori câte o clipă. Se mai spune că pe Iisus Hristos îl cheamă Vasile. Iisus Hristos s-a născut de Crăciun, iar la o săptămână de Sfântul Vasile a fost botezat în legea cea veche și a primit numele Vasile. Numele Hristos i-a fost pus la vârsta de 30 de ani când a fost botezat. Conform tradiției populare, Sfântul Vasile s-a rugat de Dumnezeu să-i dea o zi, iar Domnul i-a dat cea din tâi zi, cea a anului nou. Fericit, Sfântul Vasile a luat un clopoțel, i-a legat la toartă o crenguță de busuioc și s-a suit la Dumnezeu să-i ureze lucruri bune. De aceea, de Sfântul Vasile există obiceiul de a ura. Totodată, în prima zi a noului an, se păstrează în unele zone obiceiul colindatului cu o căpățână de porc împodobită cu panglici și mărgele, tradiție numită colindul cu vasilică. După terminarea colindatului, ceata se răsfrânge la o cârciumă pentru a chefui. Apoi, colindătorii se despart, dezgătind căpățâna și luându-și fiecare ce a pus, iar din ea fac un prânz pentru ca obiceiul să fie închis pentru anul respectiv. Un alt obicei este cel al dezlegării anului. Grupuri mici sau cete de feciori dezleagă anul și rodul colindând pe ulițe, iar vacarmul pe care îl fac cu bicele, buciumele sau oalele are ca scop înlăturarea forțelor malefice, seceta, tăciunele de grâu, insectele și animalele dăunătoare recoltei. De asemenea,
petrecerii dezleagă cununiile cu un descântec. Slobozim câșlegiile, să mărităm fetele, umblați feciori să fie pețitori. În tradiția populară se mai spune că așa cum este musafirul din ziua de Sfântul Vasile, bogat ori sărac, așa va fi omul tot anul. De Sfântul Vasile se zice că este bine să bei mult vin, existând credința că atât cât va bea omul în această zi, va avea sânge în obraz în timpul anului. Tradiția populară spune că de anul nou se înnoiesc toate lucrurile și de aceea oamenii trebuie ca în prima zi din an să-și pună un gând bun ca să le meargă bine tot anul. Atunci să te păzești, să nu te superi, să nu te sfădești, să fii vesel și tot anul așa vei fi. Pentru ca familiei să-i meargă bine tot anul și să aibă spor, în popor există obiceiul ca în ziua de anul nou să se fiarbă în oală un cap de porc, pentru că așa cum porcul râmă numai înainte, tot așa va merge și omul spre belșug. Tot de anul nou, pe nemâncate, fiecare om trebuie să ia în mână unealta cu care lucrează în timpul anului și să o mânuiască de 3 ori pentru spor la lucru în anul ce vine. Și în ceea ce privește vremea, tradiția populară are numeroase interpretări. Astfel, potrivit tradițiilor, cum este ziua de anul nou, așa va fi tot anul, bun sau rău. De asemenea, credința populară spune că dacă în ziua de anul nou e ger mare și dacă pe zăpadă se văd multe steluțe, e semn că anul ce urmează va fi bun și vor fi multe cununii. Dacă în ziua de Sfântul Vasile ninge, anul ce urmează va fi unul îmbelșugat, iar dacă este senin și geros, oamenii vor fi sănătoși pe parcursul anului. Dacă noaptea de anul nou este lină și senină, este un semn că noul an va fi unul bun. Oamenii din întreaga lume au adoptat mai multe obiceiuri pe care le practică în prag de an nou și despre care cred că le vor purta noroc. Printre acestea, aflându-se dansul în aer liber pentru sănătate și noroc sau umplerea portofelelor cu bani pentru un an prosper. Se crede că anul nou trebuie să te prindă cu haine noi, pentru ca în următoarele 365 de zile să primești cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos și plin de iubire sunt de preferat hainele roșii, roșul fiind considerat culoarea veseliei și a dragostei. În noaptea dintre ani și pe 1 ianuarie nu se plânge. Tradiția spune că aceia care plâng în prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Cine este politicos și manierat de anul nou va fi tot timpul așa. De aceea se spune că în noaptea de Revelion trebuie evitate atât discuțiile în contradictoriu și limbajul licențios sau brutal, cât și povestirile cu fantome sau morți. În afară de faptul că nu sunt deloc plăcute, acestea atrag și ghinionul. Despre copiii născuți pe 1 ianuarie se spune că vor avea noroc toată viața. În mai multe țări, printre care și România, oamenii nu împrumută bani, bijuterii sau alte obiecte de preț în prima zi din an și nici nu plătesc datorii sau taxe. Nu duc gunoiul și nu oferă daruri, toate acestea fiind semne de sărăcie în anul ce abia începe. Unii merg chiar mai departe cu superstiția și dacă sunt nevoiți să scoată ceva din casă, cheamă pe altcineva în acest sens. Americanii obișnuiesc ca la cumpăna dintre ani să lase toate ușile și ferestrele deschise pentru ca anul vechi să plece imediat și să facă loc celui nou. De asemenea, se spune că pentru un an îmbelșugat este bine ca la miezul nopții pe masă să fie pahare și farfurii pline, iar fiecare membru al familiei să aibă banii asupra sa. Paharele, farfuriile și buzunarele goale sunt semnele unui an sărac, consideră superstițioșii. Tot de vesele se leagă un alt semn de rău augur pentru anul ce vine. Se spune că dacă speli vasele în prima zi a anului, cineva drag va muri. Mai zeloși, unii nu își spală nici părul pe 1 ianuarie. Deși puțini agrează ideea, se spune că aceia care lucrează în prima zi a anului au mai multe șanse de a avansa în carieră în perioada următoare. Însă, paradoxal, să demarezi un proiect de amploare în acea zi este curat ghinion. O practică păgână s-a menținut până astăzi, modalitatea de punere în aplicare fiind însă diferită. Societățile arhaice credeau că spiritele malefice se tem de zgomote puternice și de lumină și de aceea, în noaptea dintre ani, aprindeau focuri mari și făceau zgomot pentru ca în anul ce vine să fie feriți de rele. În zilele noastre, focurile și tobele au fost înlocuite cu artificii, petarde și pocnitori, care marchează trecerea într-un nou an fără ghinioane. Și clopoței sunați cu putere la miezul nopții alungă spiritele rele. Dacă nu doriți să fiți datori tot anul ce vine, încercați să vă plătiți datoriile până la miezul nopții. În sudul Statelor Unite se crede că un semn de noroc pentru tot anul este dacă în prima zi din ianuarie se consumă fasole cu bobul negru. Se mai spune că norocos va fi de 2 ori mai mult acela care gătește fasolea. În România se spune că nu trebuie să lipsească peștele sau măcar icrele de pe masa de anul nou, pentru a te strecura la fel de ușor ca peștele în anul ce vine și pentru a avea noroc. Sub vâsc sau nu, sărutul este obligatoriu în noaptea de Revelion dacă doriți să aveți parte de afecțiune în anul ce vine. În caz contrar, veți avea un an cu puține satisfacții sentimentale. O altă superstiție spune că în prima zi a anului nu este bine să ieși din casă decât după ce deja ai primit un musafir care nu trebuie să fie blond sau roșcat, să aibă platfus sau strabism și nici sprâncenele împreunate pentru că aduce ghinion. Mai multe popoare ale lumii sunt atente la direcția vântului în dimineața anului nou. Dacă bate din sud, prevestește un an îmbelșugat și vreme bună, în timp ce vântul din nord este semn de vreme rea și an dificil. Vântul care bate din est prevestește calamități naturale, iar de la vest e semn că în anul ce vine va fi bogăție de lapte și pește, dar și decesul unei
persoane publice importante. Dacă nu se simte adierea vântului, este semn de veselie și prosperitate pentru tot anul. Pentru dragoste și prosperitate, pentru sănătate și veselie în anul ce vine, este bine ca la miezul nopții să dansați în aer liber, cel mai bine în jurul unui copac. Fetele care vor să se măride în următoarele 12 luni, ar fi bine ca prima persoană pe care o văd de la geamul dormitorului să fie un bărbat.